Doi jandarmi răghineni vor fi avansați la Târgu Mureș. Vineri, 1 august, va avea loc festivitatea de înaintare în grad și altor 34 de cadre militare ale grupării de jandarmi mobile Regele Ferdinand I. Toți cei care au împlinit sau împlinesc în cursul acestui an stagiul minim în grad vor fi avansați în gradul următor la termen. Din rândul subunității sunt două cadre militare care vor fi înaintate în grad de la gradul de plutonier major la gradul de plutonier ajutant și această activitate sau această acordare a gradului la termen vine ca o încununare a experienței acumulate de-a lungul timpului și după expirarea stagiului în gradul actual. Da, este vorba de plutonierul major Negrea Cristinel și plutonierul major Buciu Ioan Florin. În județ, de această avansare vor beneficia în total 8 ofițeri și 28 de subofițeri. Astfel, în gradul de locotenent colonel, 2 ofițeri, în gradul de major, 3 ofițeri, în gradul de plutonier major, 7 subofițeri, în gradul de plutonier adjutant, 19 subofițeri, iar plutonier adjutant șef, 2 subofițeri. Festivitatea va avea loc la Târgu Mureș cu începere de la ora 10:30 la sediul Inspectoratului de Jandarmi. La eveniment vor participa și câțiva reprezentanți ai instituțiilor din Reghin, printre care și primarul municipiului. Noile grade vor fi înmânate de comandantul grupării de jandarmi mobile. Totodată se va desfășura și o paradă a cadrelor militare și activități specifice acestui moment. Această activitate, domnul inspector șef a invitat mai mulți reprezentanți ai instituțiilor publice, printre care și din municipiul Reghin, din câte cunosc, doamna primar, domnul președinte al judecătoriei Reghin, domnul prim-procuror al parchetului de pe lângă judecătoria Reghin, instituții cu care noi colaborăm foarte bine și unde, de altfel, avem suboficieri care își desfășoară zilnic activitatea. Pentru merite deosebite, militarii jandarmi pot fi avansați și înainte de termen, cu ocazia Zilei Naționale a României, a Zilei Jandarmeriei Române sau în situații excepționale.